Am revenit în direct. Astăzi este vineri, deci este o zi fashion, așa cum v-am obișnuit de atâtea săptămâni încoace. Prezentăm black dress. Black dress și niște pantofi de damă deosebit. Și nice shoes. Da, pentru că și ce bine sună, chiar așa. Bine, și Mircea, bună dimineața. Bună dimineața. Bine vă găsim. Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit astăzi într-un o ediție Black Friday. Acum că trebuie să fiu emisiunii, revin și eu, că toată dimineața m-a dorut capul. Mircea, ne bucurăm că ai ajuns. Da, în cele din urmă. Mircea vine de la Hunedoara și... Mircea, să ne spui câteva cuvinte despre prezentarea pe care o ai... Astăzi? Da. E o prezentare, de fapt, coafuri și... cineva o să dea rochile și eu pantofii. Unde are loc prezentarea? La Castel Spa, în Arad. În Arad. Da. Am înțeles. Lume bună? Da, o revistă Intercom, ceva de genul. Am înțeles. Mi-ar place să îmi închipui din totdeauna și sunt sigur că o să o realizăm până la urmă. Nu știu dacă la unele emisiune cam de dimineață, să nu se spere copiii, o prezentare de lenjerie intimă și papuși de la Mircea. Uai, cam cum sună. Mircea, ce zici? Bine. Putem face o chestie de genul ăsta? La Arad cum crezi că sunt îmbrăcate domnișoarele? Să știi că n-am întrebat, uite asta. Te rog frumos să întreb. No, o să fie rochi. Rochi. Rochi de gală și pantofi. Da. Da. Și, de fapt, sunt 8 hairstyliști care au un concurs acolo și prezentare de coafuri. Am înțeles. Sunt pentru mine. Nu este evenimentul principal, meu, dar... invitat. Am înțeles. Foarte, foarte tare. Eu vreau să facem una așa, să fie special pentru tine și pentru niște doamne cu... Bă, da, lingerie intimă pe aici, prin zonă. Găsim. Da. Găsim? Găsim. Facem, Lili? Facem. Vorba italianului, ca să nu zic. Da. Cavolo, că da. Sună mai bine. Da, 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 bravo. Iar acum o să... Da, dar știi ce a scris Lili la poza în care suntem noi cu ea? Băieți de băieți. Păi... Numero uno, măi! Numero. Păi da. Unii șefa din dotare cu băieții de băieți. Dar tu ai văzut la poza în care eram cu toții și cu Mircea și cu toate gagicile câte view-uri am avut? Da, peste 2000 de view-uri. Na. Să nu zici că nu suntem niște vedete, dragă. Da. Da, acum să prezentăm Black... Pantofii, mă, nu pantofii prima dată. A, prima dată pantofii. Da. Da, îmi pare Mircea, rău că Mircea ne-a adus niște pantofi extraordinari, dar muierile astea sunt cu picior mic. Am vrut să le și încalță. Am crezut că au și mai mare, că cel puțin este o fătuță destul de înaltă. Sunt înalte, dar sunt pe picior mic. Este o piele de zebră cu... Da. Ce tare. Și... imitație de șarpe, dar tot piele, de piton și asta mă numește ce are. Da. Piele asta. Imitație de piton, de zebră și aici alt animal de companie? Nu chiar, hai, fii serios. Foarte, dar mi-mi place talpa. Dar ce zebra? Nu poți să fie de companie, mă. Zebra de companie. Trebuia spusă prima oară, talpa roșie. Talpa roșie. Știu ce înseamnă, talpa roșie. Talpa, da. Spune-ne Lili și nouă. Păi cei mai tari pantofi de pe planetă au talpa roșie, să se știe. Da. Nu dați toate din cap, că e... Deci talpa roșie, ați prins-o? De acum încolo, dacă n-are talpa roșie, nici nu mai cumpărați. Sunt foarte multe fete care își cumpără acești super pantofi grozitor de scumpi, merg la diverse petreceri și stau special să se vadă talpa. Talpa roșie, dragă. Da. Lili, zine, cât de îngrozitori sunt de scumpi? Îngrozitori de scumpi. Mii de euro, bineînțeles, să ne înțelegem. Pe niște bocunci. Da, dau talpa roșie. Dar dai seama să stea fetele așa, deci știi? Stau să se vadă firma și talpa roșie. Na, fetelor, de acum încolo ați mai auzit ceva? Talpa roșie. Păi da. Deci nu știe Mircea, e în trend. Păi Mircea, cum să nu știe? Păi da, Mircea e creator, nu-i... Și ăștia nu-s câteva mii de euro. A, nu. Nu-s câteva mii de euro, dar pe acolo și ei. Sunt tot în euro, dar mai ușor. Hai să mă, că nu mai poate fata asta să se arunce aici. Hai, că se dezbrăcă de dimineață, e pușcare. Da. Ea după ce, este o rochiță fără,
fără centură care a stricat-o Alexandra dimineața. N-are nimic să repare, centura. Deci el îi spune-ne cum e astăzi. Rochița din dotare. Astăzi Alexandra vă prezintă o rochiță foarte simpluță, casual aș putea să spun, cu partea de jos are o dantelă, iar cea de sus un bumbac plin cu aplicații de franjuri pe decolteu, material ușor elastic, foarte comod, simplu de purtat, simplu de asortat, având în vedere că este negru cu bej, bineînțeles că o poți asorta. Alexandra, hai mai încoace, hai aici mai lângă colegul, să te... Dar auzi că trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe. Lasă-l unic, să o vedem așa, în deplinătatea, ca să înțelegi ce vreau să spun. Astăzi i-a asortat cu o pereche de pantofi foarte înalți, bej, care merg foarte bine. Dar știi ce am crezut despre astăzi? Că are fustă și ceva. N-am zis că e rochie. Păi asta era ideea rochiței. Deci, nu e bună? Deci m-a inventat din start. Deci o iei pe tine și gata, nu mai trebuie să te tot chinui să se aranjezi ce ții deasupra, ce ții de desub, ce ții... Că știi că asta e, până la urmă, șpilul. Gândite. Bine gândită. Da, mulțumim, Alexandra. Mulțumim, Alexandra. Astăzi avem Black Friday. Black Friday, așa, am văzut, totul e black. Toate fetele sunt black astăzi. Paula prezintă o rochiță de gală de data aceasta, club, de petrecere, o rochiță de dantel în combinație cu piele și tul, deci cele trei elemente esențiale în acest sezon. Partea de jos este dintr-o dantelă de ață, deci o dantelă plină, fetele știu despre ce e vorba, iar sus combinația de piele cu tul elastic dă senzație, aș putea spune eu. Da, fii atent, că Paula, dacă mă gândesc, Paula e întoarce de draga la spate și trageți pe urmă să vadă. Trageți așa că tu ești cu spatele gol. Da, este transparentă, semi-transparentă, deci nu se vede nimica, nu este... Semi-semi, dar e chiar transparentă. Arată foarte bine. Cu deci micuțe... de să înțelegem că ea nu are nimic pe dedesubt. Atunci tu ajută și cu fața, ca să zic așa. Băi, fata asta, fata nu are nimic pe de în față. Unde vrei să fie și în față transparentă? Că atunci ce treabă e aia? Nu. Dar există perfect. Da, e foarte, foarte mișto chestia asta. Echilibrate foarte bine ca și materiale, care puse toate împreună, dau... Bravo, amigo. Perfect. Mulțumim. Da, Paula, mulțumim. Te rog să iei aici așa o poziție. Continuăm, tot rochiță neagră, o rochiță de dantelă de data aceasta, completă, dantelă de sus până jos, încrețită față și spate, ceea ce dă corpului rotunjime, aș putea spune, semi-transparentă, deci nu este căptușită, mai precis, dantela, atât în față cât și în spate. Da, și am dorit un zoom pe Mr. Playboy de acolo în spate, Le Papillon. Le Papillon. Ci că aș putea să-ți mănânc papionul? Mănâncă-l. Vrei tu? Vai, Lica, vai, Lica, dar cum poți să vorbești așa, noroc că nu ne auzi nimeni. Da. Ok. Dar nu așa, adică poți să, cum poți să... știi cum se face acum în club, la o domnișoară, ce să-i spui? Știi, vai, ce papion frumos. Foarte frumos. Nu? Papion. Eu știu ce trebuie pus să spui. Exact acolo. Zi, măi, zi. Ce bei. Așa, da. Bine, Dana, îți mulțumim. Foarte, foarte frumoasă și această roche. Next. Next. Preferata. Da. Preferata mea din Republica cu fete frumoase. E a noastră acum, gata. Păi, da, da. Republica s-a dus. Nu mă mai interesează. E a noastră, dar a rămas cu frumusețea din dotare. Oana vă prezintă o rochiță mini, foarte romantică, aș putea spune. O rochiță din dantelă, cu mânecuțe din dantelă, o dantelă fină de data aceasta. Și Oana, nu știu dacă ați observat, și-a schimbat și freza, dragilor și dragilor. Da. Ha? Da. S-a încrețit, Oana. S-a încrețit ca și rochia. Cu o curea de metal, o curea care se poartă foarte mult acum, o curea care o găsim la foarte multe modele de rochițe și la orice altă ținută merge. O rochiță, cum ziceam, mini, de petrecere, de club. Oana, mai smile un pic, că tu ești o fată frumoasă, te rog să zâmbești. Așa, nu fii foarte tristă și vino mai către colegul ca să vedem cât de mini este rochița. Nu este foarte mini, hai să ne... Amigo, vezi ce poți să faci cu camera. Ba, e mini, draga mea.
Nu e foarte mini. Nu e foarte mini. Nu. N-ai văzut rochițe mini cum arată? Te rog, am văzut. Eu sunt mai băi, dar asta e mini din vremea mea, ca să zic așa. Așa, da, e mini din vremea mea. Bine, da. Atunci asta era o rochiță mini. Da. Că astăzi domnșoarele umblă cu rochițele în echilotest, ca să zic așa, atunci, știi ce a zis Alexandra? Că să-mi măsor alcoolemia cu echilotestul. Și am zis că măsor kiloții cu echilotestul, dacă vrea. Da, e ok. Da. Și Ana? Și Ana, ea într-o rochiță de catifea. După cum bine am mai spus în alte emisiuni, catifeaua ei se potrivește foarte bine. Așa că e... Foarte bine, da, foarte bine. Catifeaua de obicei este destul de greu de purtat, deoarece dă volum corpului. Nu și... Ei. Ana, ce înțelegere ai tu cu catifeaua? Că... Îi stă foarte bine în catifea și asta profit cum am un model în catifea. Aici e catifea, Ana, e pentru catifea. Da, perfect. Deci, cum ziceam, o rochiță de catifea în combinație cu dantele elastic, care boleți cu pietre pe umăr, bineînțeles. Da. Fermoar la spate. Fermoarul vizibil acum este foarte în trend, deci este foarte important să se vadă fermoar. La orice. Da. La rochiță, la fustiță, la pantalon, da. La orice, să se vadă fermoarul, este foarte ok. Băi, ție ți se vede fermoarul? Bă, a zis nu, că la, nu la băr, la muieri. La fete. Ce să te desfaci șlițul, ce știu ce tot faci, dar... Așa, cum ziceam, rochița este potrivită pentru orice fel de petrecere, pentru club, mai ales că acum ne apropiem de Revelion, sunt rochițe ideale pentru Revelion. Apropo, spune-ne, aceste rochițe minunate pot fi ideale, purtate? Ideale, bineînțeles. Ideale chiar, nu că pot fi purtate, sunt ideale. Ideale. Astfel, sau Lily. Sunt foarte drăguțe, mai ales că acum încep să intre toate colecțiile noi, deja ajung de mâine, încep să ne intre în toate colecțiile. Mai avem două fete, hai să prezentăm și celelalte. Dar stai numai că vreau să zic ceva la Lili și anume, de fapt la toate domnișoarele, dacă cineva sună și zice, aș dori, uite, de exemplu, cum este Oana sau Dana sau oricare, sau și Paula, mai ales că Paula e foarte dezbrăcată, ca să zic așa, să zică, știți, de Revelion aș dori să, această rochiță să merg cu ea, dar știți, soția nu e bună, nu poate să vină domnișoara? Nu știu. Asta trebuie să vorbească direct cu personajul principal. Vai, dar Miriam, dar... Și Miri prezintă o rochiță lungă, deci ne pregătim de Revelion, să știm, da? O rochiță lungă cu... Cum ar zice italianul, mamma mia. Exact. Certo. Certo. Are o căptușală mini, deci este o rochiță foarte glamour. Nu este zi așa. De un minut, amigo, tot dă camera în sus, în sus și nu mai se termină. Da, opriți-o pe Miriam. O rochiță de dantelă cu trandafiri aplicați. E foarte ceva frumoasă. Cu pietre în partea de sus, în jurul decolteului, ca să pună în valoare rochița, persoana și absolut tot. Deci, automat nu mai ai nevoie de niciun fel de alte artificii. Nu vreau să te întreb, dar trebuie să-mi spui care este prețul acestei rochițe în cazul în care dorește un anumit soț să facă unei anumite soții sau trimită deci de revelion. Cea mai scumpă rochiță este în jur de 4 milioane, aceasta este 399. Deci, acolo. Sunt foarte accesibile pentru orice fel de buzunar, portofel, aș putea spune. Nici noi, nu? Da. Rochițele care le au fetele sunt în jur de 2 milioane, cam pe acolo. Nu se mă dăm. Nu, pe cum, dar faci așa, faci un calcul. Meniu e 150 de persoane, mai pui rochița. Pantofii? Pantofii ești tot. La cât trebuie ajung pantofii? Mircea, pantofii? Cu talpă roșie să fie bine. Talpă roșie. Bine. Da? Dar cam la cât ajung? În jur de 200? Cam așa. Cam la 50 de euro. 50 cu 150 de euro plus meniurile, sunteți tot ce trebuie. Și ce a făcut fata asta? Și așa, așa trebuia sirenă. Să le trimiți de dimineață pe sirenă. O rochiță sirenă, black. O sirenă neagră. Black Beauty. Un model care a fost foarte modern, este foarte modern și va fi inclusiv anul viitor. Da, este un model care avantajează absolut orice fel de corp datorită volanului imens care pleacă deasupra genunchiului. Și atunci dă forma aceea mult căutată de clepsidra corpului, pe care noi toate femeile o căutăm, bineînțeles, în orice. Amigo, filmează toată clepsidra să se vadă. Să se vadă clepsidra. Toată. O rochiță neagră din tul elastic, de data aceasta cu un ornament superb pe cupe. Da, un piruet. Un piruet. Simplă, dar foarte... De efect. De efect, foarte elegantă.
merge purtată, bineînțeles, în seara de Revelion, dacă ați dori să fiți regineta balului, cu ea puteți să fiți. Și clar, cu diadema aia iese în evidență. Da. Perfect. Și automat, având în vedere că port, rochițele au aceste accesorii, aceste pietre pe ele, nu mai ai nevoie să-ți cumperi tu, să-ți pui 7 lanțuri șocătușă, cum era pe vremuri. Ca să fiu legat de ușă. Și noi legați de weekend acum. Legați de ușă să fiți cu o fată ca Alexandra, că toată lumea o să vrea să vă fure. Alexandra și te duci așa, nu mai stai decât să o păzești toată noaptea de Revelion. Asta e treaba. Da, era cred că treaba cu la 7 lanțuri șocătușă. Da. Lili, Black Friday-ul nostru. Suntem Black Friday extraordinar, îți mulțumim mult, Mircea, mulțumim mult pentru prezență. Vă așteptăm în fiecare vineri, pentru că vinerea, la cea mai bună dinastră, este vinerea fashion, pentru a afla cât mai multe lucruri și mai ales cu ce vă îmbrăcați și vă încălțați, bineînțeles, de la cunoscători. Și noi nu putem decât să apreciem. Da. Noi ne pregătim cu cel puțin 2 luni înainte. Vine Revelionul, cu ce mă îmbrac? Vine Revelionul, cu ce... Deci, doamnele, și apropo, doamnele, dacă vor să comande aceste minunate rochițe, pe Facebook la voi. Pe Facebook la noi, auzi. Da. Cu like-ul din dotare. Și cu like-ul din dotare. Și cu pantofii, la fel, Mircea, cum, de tine? La Hunedoara. Mircea, și așteptăm să-ți deschizi showroom-ul. Dar stai să deschide showroom și face Mircea și pagine și atunci să vedeți. Bun. Mulțumim mult. Pe luni dimineață. Weekend plăcut tuturor. Ne vedem luni dimineață de la 7. Și nu uita, rămâi pe Facebook să vezi cel mai tare pamflet din gură în gură, episodul 2. Black Friday. Pa, pa.